Salutare, dragilor! Ce mai faceți voi astăzi? Eu îmi termin de să vă arăt cafeaua pe care am început să o beau în clipul anterior. Și mă gândeam să facem astăzi împreună, nu m-a stat să o pun bine de aici, să nu o răstor. E un pic mai complicat că stai și fermezi pe canapea. Mă gândeam să facem astăzi un empties pentru că a trecut iar ceva timp de când am mai făcut. Am o sacoșă plină de empties și vă recomand să stați până la finalul clipului, pentru că aici în cutia aceasta se află ceva pentru voi. Dar nu vă zic mai bine, stați până la final ca să vedeți exact despre ce este vorba. Și acum hai să începem. Am foarte multe produse, de la skincare, la make-up, la haircare, la bodycare, la tot ce vreți. Și pot să încep în primul și primul rând cu apa termală de la Beius, pe care am terminat-o și pe care nu am recumpărat-o. De simplul motiv că mai am vreo două sticle, una deja este pusă bine în baie și o folosesc. Știți că eu folosesc apă termală de foarte mulți ani, atât dimineața cât și seara, dacă îmi simt machiajul că am aplicat poate prea multă pudră sau că nu se așează bine pentru că tenul este uscat și nu l-am hidratat suficient înainte, atunci întotdeauna vin cu apa termală peste pentru că este preferata mea, o folosesc atât acasă cât și la salon. Și vă recomand și vouă, chiar dacă o să vi se pare că este un produs de la care nu vedeți poate rezultate instant, însă să știți că este un produs foarte bun. Dacă aveți iritație pe vreo zona corpului, dați-vă cu ea. Vara, dacă vă e cald, dați-vă cu ea. Dacă vreți să vă setați machiajul, dați-vă cu ea. După aceea, tot pentru skincare, make-up, am terminat acest Take the Day Off de la Clinique. Este balsamul lor de machiant, untul acela de machiant, care este genial, dar sincer, trebuie să recunosc că nu m-am dus să dau pe el prețul întreg. Acesta l-am primit, cred, la o comandă pe Notino. M-am și menat când am primit produsul acesta gratuit. Nu mai știu exact dacă au avut ei atunci ceva ofertă sau l-am cumpărat eu ceva produse și mi-au dat ăsta că tot, deci chiar nu mai țin minte cum a fost. Însă, ideea este că l-am primit, mi-a plăcut foarte mult, l-am folosit și acum sunt în căutare de un balsam de machiant bun, dar care să nu fie foarte scump, pentru că mi se pare că produsele de demachiere sunt, pentru mine personal mă refer, sunt printre singurele produse pe care nu mă îndur să dau foarte mulți bani și asta pentru că știu că sunt produse care au un preț mai mic și fac o treabă excelentă, poate chiar mai bună decât un produs mai scump, unul la mână și doi la mână, pentru că sunt produse care stau foarte puțin pe piele, așa că nu mă îndur să dau mult. Am văzut că cei de la Geek & Gorgeous au lansat acum un balsam de machiant, dar l-am găsit doar online. N-am dat comandă pentru el, pentru că zilele acestea sunt foarte aglomerate și urmează iar să plec și să fie un du-te vino la mine. Și, din păcate, curierii vin fix atunci când nu trebuie. De exemplu, acum când am fost plecat în Italia, au venit, l-am rugat frumos pe băiatul de la cargo să vină a doua zi pentru că urma să ne întoarcem și zic că nu se poate pentru că au schimbat politica și au doar o singură opțiune de livrare. Adică, dacă nu ești acasă în ziua respectivă, îți duc coletele la nu știu ce sediu și trebuie să te duci tu, nu mai vine a doua zi. Ceea ce mi se pare o tâmpenie, pentru că plătești o grămadă de bani pe un colet. Totdeauna, la majoritatea magazinelor, dacă vrei să dai comandă și nu comanzi de sute de lei, plătești transportul. Și eu plătesc transportul, nu sunt acasă, și dacă aș fi, de exemplu, în oraș, să zic, sunt la salon și curierul vine acasă, dacă eu sunt la salon, care e în centru, și eu stau într-o altă parte a orașului, care curierul nu este același, mi se pare iurea ca a doua zi să mă duc eu, naiba știu unde, după coletul meu, în ideea în care m-am plătit. Nu-mi place. Așa că am zis că aștept până îl găsesc într-un magazin fizic sau să termin cu umblatul ăsta mult și să știu că sunt acasă ca să ridic coletele. De asta nu l-am recumpărat pe acesta și nici nu cred că voi recumpăra fix pe acesta, pentru că vreau să testez cel de la Geek & Gorgeous, care are și un preț mai bun. Următorul produs pe care cu siguranță l-aș recumpăra și îl voi recumpăra, dar nu în momentul acesta, din simplul motiv că am vreo 3 creme de față desfăcute și vreau să le termin pe acelea, este această cremă de la Neutrogena din gama Bright Boost, care este un fluid hidratant, care are și SPF 30. A fost excelent, deci mi-a plăcut foarte mult, are vitamina C, vitamina E. A fost un produs foarte, foarte mișto. Mi-a plăcut că mi-a iluminat tenul, machiajul s-a așezat excelent peste.
În momentul de față mai am puțin din serul tot din aceeași gamă și mai am din crema de față din aceeași gamă. Am avut o gamă completă de la ei și îmi plac foarte mult produsele acestea. Dacă aveți un ten ca și mine, gras, mixt, dacă aveți nevoie de produse care să hidrateze, dar să nu încalce în mod exagerat, nu vi recomand pe acesta. Pe ăsta sigur îl voi recumpăra, mai ales că se găsește și în DM și știți că eu de cele mai multe ori mă duc la ei să-mi fac cumpărăturile. După aceea am trei pudre. Nu mă întrebați cum s-a întâmplat acest lucru. Am terminat odată și odată și îmi pare extrem de rău că s-a terminat, dar trebuie să recunosc că m-a ținut aproape un an. Cu mici pauze, doar pe aceasta am folosit-o, pudra de ochi de la Laura Mercier, Translucent, Secret Brightening Powder for Under Eyes. Am cumpărat-o anul trecut când am fost la Paris. Din păcate, în Napoli nu am găsit Laura Mercier, din ce am căutat eu online nu este. N-am găsit nici în Spania unde urmează să plec, așa că nu știu cum o să fac rost de una, dacă găsesc pe cineva care să meargă în afară. O să rog să-mi cumpere pentru că este o pudră care mi-a plăcut extrem de mult. M-a ținut foarte mult, având în vedere că m-a ținut un an. Bine, n-am folosit-o chiar în fiecare zi, să zic. Din cele 12 luni am folosit-o poate 10, dar chiar și așa mi se pare un produs extrem, extrem de bun. A avut 4 grame. Are același ambalaj ca și Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder, varianta pentru față pe care eu am la salon și varianta cu puțin glitter în ea, pe care o am și acasă și pe care o folosesc. În ambalajul acesta de la Makeup Forever am avut o pudră, asta am terminat tot de mult, am avut o pudră de la Physicians Formula, nu știu dacă mai țineți voi minte, anul trecut am făcut un haul cu ce mi-a cumpărat de pe Notino la un moment dat, sau un haul în care am inclus produsele. Îmi cumpărasem de la Physicians Formula o pudră care avea 3 nuanțe diferite. Puteai să o folosești împreună sau să o folosești fiecare separat pentru luminozitate, pentru setare și încă ceva. Însă, nu știu dacă ambalajul meu a fost cu probleme sau ambalajele în general la pudrele respective au fost cu probleme, însă pudra aceea nu mi-a plăcut deloc ambalajul la ea, pentru că scârția foarte tare și eu am o problemă cu scârțitul și cu astea, că mi-e vorba despre produse. Așa că am folosit cât am putut așa, după care am pus-o aici în pudra, în ambalajul acesta de la Makeup Forever. De asta zic că asta n-am terminat-o acum, ci produsul din interior l-am terminat acum și anume pudra aceea. Produsul în sine mi-a plăcut extrem de mult, ceea ce nu mi-a plăcut a fost ambalajul lui. După aceea am terminat și uitat să-mi recunosc de pudra aceasta de la Sephora. Am terminat această pudră de la Sephora, care se numește Beauty Amplifier Smooth Translucent Setting Powder, a avut 8,5 grame. Eu știu 100% sigur că am cumpărat odată, am găsit-o la reducere, după care am pus-o în sertar și am uitat de ea și zilele trecute am regăsit-o. Nu era completă pentru că era folosită aproape toată, mi-a mai rămas doar puțin. Însă mi-am amintit cât de mult mi-a plăcut pudra aceasta și îmi pare rău că s-a terminat. Din păcate, din ce am văzut, nu mai este pe stoc pudra aceasta, cred că au schimbat-o. Trebuie să mă duc în magazin și să văd dacă au un alt produs cu un alt ambalaj și nu mi-am dat eu seama sau nu mai au. Ceea ce mi-a plăcut la ea a fost faptul că a avut niște particule extrem, extrem de fine, a setat foarte bine machiajul și a și blurat frumos așa tenul, a arătat impecabil, mi-a plăcut foarte mult. Dacă o să o găsesc, cu siguranță o voi recumpăra pentru că este genială. După aceea, tot la partea de make-up, am două produse, cel puțin aici la suprafață. Am odată 24 Hour Brow Setter de la Benefit. Am și ambalajul, pentru că deja l-am recumpărat, știam că se termină celălalt și l-am recumpărat, așa că ambalajul vechi, produsul vechi, l-am pus în ambalajul acesta ca să-l arunc deodată. Este produsul meu must have și produsul meu preferat când vine vorba despre fixarea sprâncenelor, pentru că fixează extrem de bine, chiar are o rezistență de 24 de ore, pot să fixez foarte bine sprâncenele, după care să vin cu creion sau cu carioca, pentru că chiar dacă fixează bine, are o parte din acea de fixare care îmi permite să vin peste cu un produs de stilizare și de aranjat,
pentru că dacă vin înainte, având în vedere că eu am destul de multe goluri, se șterge din produs dacă vin prima dată și fac cu carioca și după aceea vin cu acesta. Dacă sunteți în căutare de un produs care să fixeze extrem de bine, vi recomand pe acesta. Au lansat și Fluffa Brow Wax, știți că am făcut și un video cu el, dar acela recomand mai degrabă pentru persoanele care n-au nevoie de atât de mult susținere sau care nu sunt neapărat fanele sprâncenelor laminate. Eu sunt fana sprâncenelor laminate, așa că îl folosesc pe acesta și îmi place maxim și vi recomand și vouă, ăsta este deja recumpărat. După aceea, nu e complet terminat, însă deja este cam vechi, așa că din păcate trebuie să renunț la el. Este vorba despre acest fond de ten de la Dior din gama Backstage, care este Face and Body. Este un produs foarte mișto. Dacă sunteți în căutare de un fond de ten cu acoperire lejeră, care să fie rezistent la transfer, care să se așeze foarte bine pe ten, să poată fi folosit atât vara cât și iarna, să poată fi folosit chiar și pentru un ten matur, vi recomand pe acesta de la Dior, este de vis. Deci este extrem de mișto, l-am folosit și la salon pe clientele cu un ten mai matur, care aveau poate mai multe riduri și să nu se așeze ridurile fine, sau ridurile de expresie, sau riduri în general. Și a făcut o treabă excelentă fondul acesta de ten, îl ador și cu siguranță îl voi recumpăra, dar atunci când voi avea nevoie de un fond de ten, nu? Pentru că tot așa am destul de multe deschise și nu vreau să fac risipă de produs, așa că nu l-am recuperat, dar vi-l recomand. Eu ador brandul Dior, îmi plac foarte mult produsele Backstage și produsele celelalte. Acestea de gama Backstage sunt un pic mai ieftine decât celelalte, dar să știți că sunt la fel de bune. În cazul în care vă interesează, nuanța mea era 1.5N și a fost excelent. Mai am în el, nu e tocmai gata, dar e musai să-l dăm în parte. După aceea, am terminat și un gel de duș de la DM. Balea Natural Beauty, nu mai știu, un gel de duș cu piersici. Acesta este, sigur l-ați văzut când l-am cumpărat, a fost un produs bun, a curățat, miroase foarte bine, a fost la un preț foarte bun, undeva sub 10 lei, asta știu 100% sigur. Și pe lângă asta, să știți că o să urmeze zilele viitoare, numai să mă întorc din concediu și să-mi termin toate activitățile ca să am timp să mă duc. Vreau să facem și un haul cu produse din DM, pentru că a trecut foarte mult de când am făcut și e cazul să mergem să ne facem restock la câteva produse, așa că dacă aveți recomandări de produse pe care să mă duc să mi le cumpăr din DM și ce n-ați mai văzut la mine, dar vreți să-mi recomandați, sunt deschisă și aștept recomandările voastre pentru că urmează să le fac o vizită. Bine, să nu vă închipuiți că în toată perioada asta n-am văzut la ei, că am fost. Dar nu mi-am cumpărat atât de multe produse sau mi-am luat unul singur și n-am vrut să vin să vă arăt un singur produs. După aceea, niște plasturi pentru zona ochilor, pe care i-am folosit zilele astea că am fost cam obosită, sunt aceștia de la Anne-Marie Porlind. Îi găsiți așa pe Instagram sau sansara.ro. Sunt niște plasturi anti-aging cu aur, zic ei aici. Mi-a plăcut foarte mult plasturii aceștia, se țin în frigider și în momentul în care mă simt foarte obosită și am nevoie de un pic de refresh în zona ochilor, se scot din frigider și așa reci, se pun în zona de sub ochi, pentru că pe lângă faptul că luminează și hidratează zona și cumva mă ajută să nu mai par atât de obosită. Zilele astea de plimbat 15-16 km, credeți-mă că a fost foarte nefan. M-am bucurat. De obicei, vacanțele noastre așa sunt. Mergem, vizităm foarte mult și după vacanță avem nevoie de o altă vacanță să ne revenim din vacanță. Acum n-am avut ocazia pentru că vin Paștele și programul meu este destul de aglomerat, însă de obicei o zi, două după concediu îmi las liber pentru că știu că o să vin obosită. Hai să mergem mai departe. Așa, am terminat tot de la Balea și tot un gel de duș din gama lor proprie cu lămâie și mentă. Cred că da, acesta este. Mi-a plăcut foarte mult mirosul. Recunosc că mi-a plăcut un pic mai mult mirosul la acesta decât la acesta, însă ambele sunt bune și acesta este un pic mai ieftin. Acesta cred că este în jur de 4 lei, 90 sau 5 lei, dar sunt foarte faine gelurile lor de duș și știți că eu de fiecare dată mă duc și îmi cumpăr de la ei, chiar dacă folosesc geluri de duș un pic mai scumpe. Îmi plac foarte mult și acestea de la DM.
Am terminat și aceste suplimente de la Forcapil. Eu, în general, nu vin să vă povestesc despre suplimentele pe care le iau, din simplul motiv că de cele mai multe ori sunt anumite suplimente recomandate de medic pentru nevoile mele personale și nu are rost să vin să vă zic că poate pe voi nu vă ajută și pe lângă asta nici nu iau foarte mult, adică nu prea. Dar eram foarte curioasă de Forcapilul acesta pentru că toată lumea lăuda și v-am zis anul trecut că eu mă rupt cu căderea părului. Le-am cumpărat în decembrie și aici în interior au fost capsule pentru 3 luni. Le-am terminat de vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni. Nu știu ce să vă zic legat de cât de eficiente au fost, pentru că în continuare cade părul, adică nu e ca și cum nu văd, ca și cum văd rezultate, mamă, ce rezultate mișto văd de la ele. Însă, mi se pare că se regenerează un pic mai bine părul. Dar cam atât. Nu am văzut, ai zice, rezistență, vitalitate, strălucire. Eu n-am văzut sincer acest lucru. Acum, fie trebuie folosit mai mult și mă voi duce să le recumpăr, doar că tot așa neavând timp să stau, să umblu, să-mi cumpăr toate produsele de care am nevoie, am zis că hai să fac o perioadă, să zic o lună pauză până îmi revin așa un pic, după care să încep iar și să le folosesc. Sunt curioasă dacă voi ați avut rezultate de la ele și după cât timp. Pentru că la mine în 3 luni nu s-a întâmplat mare lucru, să zic că wow, ce efecte am văzut și nici părul nu mi-a crescut mai repede. După aceea, doamne câte produse mai am. Am terminat și această apă celulară de la Institut Esteder. Și aceasta ați văzut-o de mai multe ori la mine. Din punctul meu de vedere seamănă foarte mult, dacă nu aproape 100% cu apa termală. Îmi place foarte mult ambalajul lor, îmi place faptul că îmi simt tenul un pic mai energizat. Aceasta o folosesc de obicei dimineața și apa termală seara și în timpul zilei când mai am nevoie, pentru că din apă termală am un ambalaj mic și din acesta am un recipient de 30 de ml pe care întotdeauna îl iau cu mine în călătorii. Dar din apa termală găsesc mai ușor pe piață ambalaje de 50 de ml să le iau cu mine și în geanta de zi cu zi. Este un produs foarte bun, îmi place, e adevărat că este mai scump decât apa termală. Dacă e să vă recomand un produs pe care să-l cumpărați dintre acestea două, ăsta și apa termală, vă recomand apa termală. Dar dacă vreți să vă răsfățați, dacă vreți un efect un pic mai vizibil asupra tenului, atunci vi recomand pe acesta. După aceea avem un produs, acesta l-am găsit într-o cutie Look Fantastic. Este acest produs. Este de la First Aid Beauty Ultra Repair Cream, Intensive Hydration pentru hidratare intensivă pentru pielea foarte uscată. Eu am folosit produsul acesta strict pentru mâini, pentru că am o problemă atât cu cuticulele cât și cu mâinile. Mi se usucă foarte repede și are 28 de grame, deci nu mi-ajungea să-l folosesc pe corp, deși ei zice că se poate folosi pe orice parte a corpului, inclusiv pe față sau pe orice zonă. Dar fiind un ambalaj atât de mic, nu cred că mi-ar fi ajuns, de exemplu, să-l folosesc o dată din cap până în picioare. Așa că am preferat să-l păstrez și să-l folosesc doar pentru mâini. Pe mâini a făcut o treabă excelentă, mi-a hidratat foarte bine. Eu îl foloseam seara pentru că este un pic mai gras și să-mi rămână pe piele, să nu mă duc după aceea să mă spăl pe mâini. Să-mi rămână pe piele și a fost foarte fain. Vi recomand și vouă. Cred că se găsește și online produsul acesta. Și cu siguranță în momentul în care voi avea ocazia îl voi recumpăra. După aceea am terminat un săpun lichid de la Farmec din acesta cu glicerină. Săpun lichid spală bine, miroase decent. Face spumă nu exagerat. Îmi place că este cu o textură așa un pic mai lăptoasă, mai cremoasă și nu usucă atât de tare mâinile. Și urmează să duc la reciclat, pentru că la salon am o grămadă de ambalaje pe care să le duc la reciclat. După aceea, m-am redus pe care l-am terminat, care îmi place maxim și musa să mă duc în DM să mi-l cumpăr. Este vorba despre niacinamidele de la Geek & Gorgeous, care se numesc B-Bomb. Niacinamidele sunt un produs care sunt foarte bune și eficiente pentru un ten mixt gras cu pori mari. Dar să nu vă așteptați dacă începeți să-l folosiți când decurs o săptămână, două, să vedeți rezultate. Aveți nevoie de aproximativ o lună și jumătate, două luni să începeți să vedeți rezultate. Poate o să începeți un pic mai repede,
Dar să nu vă așteptați că după folosire 2 săptămâni vedeți rezultate, pentru că nu e chiar atât de ușor. Nu este un produs de la care să vedeți rezultate instant. Dar dacă aveți un ten ca și mine și vreți să îl păstrați mai mult timp curat, să aveți grijă ca porii voștri să nu mai fie la fel de mari, să nu arate atât de mari, vă recomand niacinamidele. Preferatele mele sunt astea. Am folosit niacinamide de la The Inkilis, de la The Ordinary, dar mă reîntorc la acestea pentru că sunt foarte faine, găsiți în DM și costă în jur de 41 pic de lei. Eu îl folosesc în fiecare seară, excepție făcând serile în care folosesc retinolul. Vă recomand produsul ăsta dacă sunteți ca și mine. Am terminat și serul acesta de gene de la Eveline / Less Booster. Vi l-am arătat la un moment dat că mi l-am cumpărat de pe Notino. Este un ser din acela alb pe care eu îl foloseam dimineața pe post de bază pentru mascara. A fost foarte fain. Nu pot să zic că mi-au crescut genele până la cer și înapoi de la el, dar mi-a plăcut pentru că le-a făcut mai lungi atunci pe moment și a fost un primer foarte bun pentru mascara. Îl voi recumpăra. Nu mai am timp să mă ocup de toate chestiile astea. Nu știu voi cum sunteți, însă eu de foarte multe ori am impresia că am atât de puțin timp încât nu pot să mă ocup de toate și cumva trebuie să renunț la ceva și atunci la ceva ce nu e 100% musai acum în momentul ăsta. Amân un pic o săptămână, două și după aceea mă ocup. E la fel și cu produsele acestea, că trebuie să mă duc să fac restock la majoritatea din ele și să dau comenzi online. Dar nefiind acasă și problema asta cu curierii, mă enervează foarte mult la curieri faptul că în toate zonele orașului sunt easy box-uri din acelea, dar de foarte multe ori nu pot să comand produse acolo, pentru că mi-ar fi mai ușor. Indiferent la ce oră vine, mi-l las acolo, am 2-3 zile la dispoziție să mă duc să le ridic. Nu știu de ce nu procedează așa mai mulți cu ei. Deci chiar nu pot să înțeleg. Am terminat și o apă teroală de la Bioderma din aceasta ros, Sensi Bio, care este preferata mea de la ei. O am acasă, o am la salon, o folosesc, am restock de vreo 4-5 flacoane din astea ca să pot să le folosesc la salon. Îmi place faptul că demachează foarte bine zona ochilor, demachează foarte bine fața, nu irită deloc și nu trebuie să insist deloc cu produsul. După aceea am terminat și, de fapt nu am terminat, mai am cam o dată de 2 ori, de asta n-am adus produsul, acest șampon de la Vichy, Dercos Neogenic. Acesta este. Eu foloseam de la ei varianta pentru părul gras și când am fost să-mi cumpăr, l-am văzut pe acesta, care zice că ajută părul să pară vizibil mai gros și mai dens. Ce mai zice aici? Are și eu rămână. Da. Șampon redensificator, păr vizibil mai dens, mai puternic, volum instant și de lungă durată, păr rar, scalp sensibil. Părul meu este rar. Am un scalp, ai zice, sensibil, n-am văzut la partea de volum nimic, însă îmi place foarte mult că curăță bine părul și nu-l usucă în mod exagerat. Am zis să fac o pauză de la șampoanele acestea pentru părul gras, care de obicei usucă un pic cam tare părul, pentru că pe lungime părul meu este destul de uscat și doar la rădăcina probleme cu el și atunci am zis că hai să folosesc și alte produse, să nu folosesc numai șampon din acela gras. Îmi place, cu siguranță îl voi recumpăra, încă nu m-am dus să recumpăr, deși ăsta chiar ar trebui să mă duc să recumpăr un alt produs, dar o să vedeți cel mai probabil în viitorul haul ce am cumpărat în locul lui. Am terminat și această cremă de față de la Fenty Skin Hydra Visor. Pe aceasta o foloseam cel mai mult și o păstram pentru momentele în care mergeam în concediu, pentru că este un ambalaj micuț de 30 de ml și e ușor de luat cu mine în călătorii. Mi-a plăcut foarte mult care este SPF 30, hidratează foarte bine, are puțin parfum, dar pentru mine nu a fost nimic deranjant, nu mi-a iritat deloc tenul, s-a așezat foarte bine machiajul peste și cu siguranță o voi recumpăra când o să simt nevoia. Acum încerc să mai caut și să mai folosesc din produsele pe care le am, pentru că m-am zis că am destul de multe desfăcute și nu vreau să fac risipă. Dar dacă sunteți în căutare de o cremă de față bună pentru tenul mixt, poate chiar și normal, pentru tenul uscat, nu știu dacă aș recomanda-o, pentru că nu cred că face suficient de bine față ca să hidrateze. Am terminat și această carioca de sprâncene de la NYX, Lift and Snatch, care este carioca mea preferată.
Nu știu câte am terminat din astea, am recumpărat-o deja, este în uz deja, pentru că nu se poate fără. De când am descoperit-o, de anul trecut, din februarie sau martie, dar Luca, tu ești de vină, o folosesc și am renunțat aproape complet la creion, pentru că mi se pare că are un look mai natural și rezistă mult mai bine. Creion folosesc doar, de exemplu, să-mi trasez, să-mi fac cumva carcasa sprâncenei, pentru că mi se pare mai ușor, sau în zilele în care mă grăbesc și nu pot să stau să-mi trasez așa firicele drăguțe, dar în rest o folosesc doar pe aceasta, pentru că este genială și la preț și la durată, mă ține 2-3 luni lejer. Mi s-a terminat și această mască de buze. Este masca de buze de la Laneige, Lip Sleeping Mask, varianta aceasta roz. Știu că au mai multe variante, eu pe aceasta am avut o miniatură din aceasta, dar care m-a ținut mult și bine. Dacă sunteți în căutare de o mască de buze foarte hidratantă, care să vă ajute, care să vă hidrateze foarte bine buzele, vă recomand pe aceasta, sau produsul care vi l-am arătat în haul-ul de luni, și anume 8 Hour Cream-ul de la Elizabeth Arden. Și acela este foarte bun, dar dacă vreți să vă răsfățați cu un produs care să miroase mai bine și să fie mai simpatic, vă recomand pe aceasta. Să știți că la Sephora există mai multe variante, au și cu ciocolată și mai au cu ceva mirosuri care aproape că ține să o mănânci. Și mai avem câteva produse pentru că deja am obosit. Am terminat o altă cremă de față de la Institut Estederm. Eu v-am mai zis că mi-e place foarte mult brandul acesta. Aceasta a fost Matting Moisturizing Cream. Aceasta a folosit-o mai mult în perioada sau în sezonul rece pentru că era mai hidratantă și mai cremoasă ca și consistență. Și abia acum am terminat și ultima parte. Am avut crema aceasta și la salon și de fiecare dată când o foloseam pe clientă mă întrebau ce folosești pentru că simt tenul excelent. Îl simt așa foarte hidratat, plumpy, plin. Era foarte fain, o foloseam doar la machiaje, nu o foloseam la tratamente, pentru că acolo am alte produse, dar este foarte fain, vă recomand, din gama Oselulea. Aceasta este. Și aceasta, când o să am ocazia, o să o recumpăr, să știți. Mai am 4 produse. Avem odată și odată acest gel de curățare al feței de la Garnier Hyaluronic Aloe Foam. Acesta l-am cumpărat din DEM. Mi-a plăcut foarte mult, nu l-am folosit chiar zilnic, pentru că de obicei acesta țineam la duș și era când mă demacheam înainte să intru în duș și atunci nu mai aveam nevoie să-l folosesc pe acesta. Însă mi-a plăcut faptul că se transformă într-o spumă și cumva curăță bine tenul, dar nu îl usucă, având în vedere că are și acid hialuronic și... cum Dumnezeu se numește? Asta, aloe vera, așa. Zice că este pentru tenul sensibil și pentru tenul normal. După aceea, ce avem aici? Perioadele în care am început să folosesc retinol, tenul meu se usca extrem de repede și foarte tare și simțeam că mă strânge și mă deranjează. Și de fiecare dată, după ce foloseam retinolul în seara respectivă, am folosit crema aceasta de la Purito, Centella Unscented Recovery Cream. Aceasta este... Mi-a plăcut foarte mult crema aceasta, însă este extrem de grasă și n-aș putea să o folosesc în viața de zi cu zi. Chiar și seara simțeam că este prea grasă pentru tenul meu, dar având în vedere că foloseam retinol, era numai bine să folosesc un produs mai hidratant peste. Am terminat și acest gel de duș de la Bath & Body Works Japanese Cherry Blossom, care miroase genial. Produsele Bath & Body Works sunt mai scumpe, dar credeți-mă, că aveți nevoie de o cantitate foarte mică de produs ca să-l folosiți pe tot corpul, miroase foarte bine, persistă bine mirosul și este o reală răsfăț în momentul în care faceți un duș. Recomand produsele lor, să știți că puteți da comandă și online pentru ele sau dacă sunteți din București, sunteți norocoase pentru că îl găsiți în magazine. Și ultimul produs este această loțiune matifiantă de la Yves Rocher din gama Pure Mint. Aceasta este... pe care o foloseam de cele mai multe ori în zilele în care îmi simțeam tenul un pic mai gras și mai încărcat. Nu o foloseam în fiecare zi pentru că nu vroiam să usuc și mai tare tenul, dar atunci când aveam nevoie o foloseam pe aceasta și îmi place că a fost așa răcuritoare și s-a simțit foarte bine tenul după.
Știți că produsele Yves sunt foarte bune, iar la preț sunt accesibile. N-am recumpărat-o, dar o voi recumpăra. Și acesta a fost empty-ul de astăzi. Și acum să vă spun surpriza, dacă tot ați stat cu mine până la capăt. În această cutie neagră de la Yves Rocher am câteva produse pentru voi. Nu o să vi le arăt pe toate. Dar ia uitați-vă aici. Avem odată și odată, hai că vă arăt așa în mare câteva produse, avem un produs pentru tenul cu probleme cu acid salicilic de la din gama Sebo Vegetal Pure, acesta. Avem un ruj de la Catrice într-o nuanță turbată de roz care o să fie perfect pentru vara. M-am pus aici așa ciocolățică. Aveți și un iluminator de la Catrice, care este genial, l-am și eu. M-am mai pus pe aici niște mostre. Aveți paleta de la Wet n Wild, pentru că așa cum bine știți și bine v-am spus, în momentul în care am lângă mine Natasha Denona, nu mai folosesc nimic altceva. Așa că aia e. Aveți niște mini-uri de la Yves Rocher. Niște mostre. Un lac de unghii, o bază de machiaj, un primer de la Catrice și un produs din acesta pentru gene și câteva mostre. Toate produsele acestea o să fie a uneia dintre voi în cazul în care vă înscrieți la giveaway. Ce trebuie să faceți este să mă urmăriți aici, să mă urmăriți pe Instagram, după aceea să veniți aici și să vă lăsați în comentariu link sau să-mi spuneți ID-ul vostru de pe Instagram ca să pot să vă verific că v-ați înscris acolo. Concursul o să dureze o săptămână, clipul o să intre miercuri, ceea ce înseamnă că concursul o să dureze până în următoarea săptămână, miercuri seara. Și după aceea voi alege câștigătoarea în videoul de luni din săptămâna cealaltă. Așa că dacă vreți să vă scrieți, fuguța în căsuța cu descrieri, în cazul în care ați uitat pașii ca să știți exact ce și cum. Așa că cutia asta cu minunății o să ajungă la voi drept mulțumire că sunteți aici alături de mine. De data viitoare!